Nu există risc de blackout, este afirmația fermă a fostului ministru al energiei Virgil Popescu, care spune că nu există risc de blackout, iar aceste speculații nu fac decât să creeze panică. Fostul ministru susține că sistemul energetic românesc este unul solid și nu este nevoie ca aerul condiționat să fie oprit. Fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, respinge ferm posibilitatea de a se ajunge la un blackout în această perioadă. Nu există absolut niciun risc de blackout. Sistemul energetic românesc este foarte robust. Nu avem de ce să ne fie teamă, nu avem de ce să închidem aerul condiționat. Faptul că au fost câteva zile de caniculă, asta nu înseamnă că e vreo criză energetică sau ceva asemănător. Deci le spun foarte ferm tuturor, nu este niciun risc de blackout. Sistemul energetic românesc nu are de ce să aibă probleme. Avem suficientă energie, dacă nu producem, putem importa, avem conexiuni cu absolut toate țările vecine, nu se pune problema unui blackout în sistemul energetic românesc. Iar tot timpul, în cursul unui an, avem din când în când temperaturi extreme. Acesta a mai declarat clar că nu există în acest moment o criză energetică pentru că este suficientă energie și mai spune că avertizarea actualului ministru al energiei a fost una pripită. Și sistemul energetic românesc nu are absolut nicio problemă. Eu cred că colegul meu s-a pripit. Cred că e prima dată când pe perioada mandatului a avut așa o mini-criză, să-i spunem. Și cred că s-a grăbit. Eu cred că trebuie să ne păstrăm calmul, pentru că perioada mea de 4 ani de minister am trecut prin foarte multe crize. Nu cred că ați auzit vreodată din gura mea să spun sistemul energetic românesc are probleme. Virgil Popescu a subliniat că o prioritate a mandatului său a fost creșterea capacităților de stocare a energiei prin PNRR. Fostul ministru a mai precizat și că există o problemă la administrația Fondului pentru Mediu cu programele pentru prosumatori, care trebuie modificate astfel încât să includă și capacități de stocare a energiei, problemă pe care spune că a semnalat-o, dar care încă nu s-a rezolvat.